Am să citesc pentru dimineața aceasta din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, de la versetul 43 la 54. Dacă vreți să mă urmăriți, citesc din Ioan, capitolul 4, de la 43. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci El însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileienii care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul prasnicului, căci fuseseră și ei la sărbătoare. Iisus a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți? Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâlnit robii lui și i-au adus vestia că fiul lui trăiește. El i-a întrebat, în ce ceas a început să-i fie mai bine? Și ei i-au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, le-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi spusese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Doamne, avem cuvântul Tău și avem puterea Duhului Tău cel Sfânt. Te rog așa de mult în dimineața aceasta să te folosești de mine, să pui cuvinte potrivite în gura mea ca să pot explica cuvântul tău adunării. Și așa de mult aș vrea ca Duhul tău cel Sfânt să așeze cuvântul tău în inimile noastre ca să se întoarcă cu rod. Și te rugăm așa de mult, vorbește Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur așa de mult să vă văd. Sunt aproape 5 ani de când nu am mai fost în California. Am încercat cât am putut de mult să mă desprind de California și să nu-mi fie dor de California. Dar am venit la Betel fără GPS. Încă cunosc drumul la Betel. Și dacă e să fac o referință biblică la ce înseamnă Betel, e un loc unde cele mai frumoase vise le dă Dumnezeu atunci când dormi cu capul pe o piatră. Acolo a fost o revelație extraordinară din partea lui Dumnezeu pentru unul poate ca mine și ca tine. Auzi cântecele de cor și de worship, le-ați ales on purpose cumva? Că mi-au căzut tare bine. Sunt însă la voi de unul singur. Sunt aproape 3 luni de când a murit Cristina și tare aș fi vrut să fiu cu ea aici la voi. Dar în numele ei și din partea familiei țin să vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de noi în tot necazul ăsta. Fratele Daniel mi s-a dovedit a fi un părinte, Doru un frate, voi o familie, iar sora Dana a fost a doua mamă a Cristinei. Cât a sunat-o, cât a încurajat-o,
Au făcut efortul să vină în California, traseu și drum greu pentru dânsa. Și mă gândesc că v-a luat trei zile atunci, așa când ați venit cu mașina. Și la înmormântare n-am avut nicio pretenție să vină pe la noi, dar sora Dana a zis, zice, dacă n-aș veni, n-aș putea fi liniștită. Cred însă din toată inima că noi n-am pierdut-o pe Cristina. Nu, un credincios nu pierde pe nimeni drag. Numai în afara faptului dacă cel drag n-a fost împăcat cu Dumnezeu. Dar eu știu unde e Cristina. Ea doar s-a mutat acasă înaintea mea și subscriu exact la ceea ce spunea David și cred că a fost inspirat atunci când i-a murit copilul. Zice, el nu mai vine la mine. Eu mă duc acolo. Sunt trecut într-un fel și prin experiența lui David, că în urmă cu 12 ani a murit cel mai mic copil al nostru. Și acum și soția. Și cineva spunea că sigur, când cuptorul e încins și lupta e mare, sigur faci ceva bine și sigur iese ceva bine și de aici. Nu mă întrebați ce o ieși bine, că încă nu văd. Dar în cuptor a coborât Fiul lui Dumnezeu. În groapa cu lei a coborât Îngerul Domnului. Iar în temnița lui Pavel și a lui Sila, Dumnezeu a deschis porțile. Iar când Petru era în închisoare, un înger al lui Dumnezeu l-a scos de acolo. Nu știu câți dintre voi știți istoria cântecului It is well with my soul, sau Când am pacea Domnului în inimă, scrisă de un avocat credincios în Chicago, om în adunarea lui Moody, Horatio Spofford. Omul acesta, când a ars Chicago, a cam pierdut tot. Și Moody se pregătea pentru o campanie de evangelizare în Anglia și omul acesta, fiind avocat, a fost reținut de unele probleme în Chicago. Între timp își trimite soția și fetițele pe vapor să meargă în Anglia și în timp ce traversau Atlanticul, o furtună mare a venit peste ei și au murit fetele lui Horatio. Omul acesta primește o telegramă de la soția lui Ana spunând, numai eu am rămas. Și în timp ce traversa el Atlanticul, a compus cântecul It is well with my soul. Doar o experiență de genul acesta scoate perle. Și cântecul acesta e îmbrățișat la ora actuală de toată comunitatea creștină, indiferent de confesiune. Și este unul din cântecele cele mai cunoscute. Însă unii din adunare, când au văzut prin ce a trecut omul acesta, au spus că este blestemat. E foarte ușor să te uiți la cei care trec prin diferite încercări și să spui pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Hai să vă spun un lucru, Dumnezeu nu pedepsește pe copiii lui în felul acesta. Există un fel de disciplină din partea lui Dumnezeu, e adevărat. Dar nimeni n-ar vrea să intre sub mânia lui Dumnezeu sau sub pedepsele lui Dumnezeu. Curios însă că despre Spofard se zice că a fost dat afară din adunare, că oamenii au spus că e blestemat, atâtea s-au ținut după el tot timpul și a emigrat în cele din urmă în Israel. Tratatul de pace dintre arabi care au semnat un tratat de pace și evrei a fost semnat în hotelul acestui om. O trebuie Dumnezeu să-l ia din America, să-l trimită în Israel, în urma la toate astea, ca acolo în hotelul lui să se semneze unul dintre cele mai importante tratate din istoria de astăzi, pacea dintre evrei și unele state arabe. Știe Dumnezeu ce face. Noi nu știm. Mă doare sufletul pentru Cristina. Dar sunt astăzi aici, în primul rând, să vă mulțumesc că ne-ați fost alături.
din toate punctele de vedere, și spiritual, și în rugăciune, și financiar. Mulțumesc din toată inima. Și am venit cu drag la Betel astăzi, ca să împărtășesc cu voi ceva nu din experiența mea neapărat, ci din ce are Dumnezeu în cuvântul Lui pentru noi în vremuri ca acestea. Pe baza textului pe care l-am citit, vreau să vă vorbesc despre călătoria credinței. Cartea Ioan e o evanghelie de excepție, aș putea spune, pentru că este o sinteză a vieții lui Iisus Hristos în multiplu de 7. 7 eu sunt, 7 minuni, 7 întâlniri și numărul ăsta de 7 e luat de Ioan ca să spună: oameni buni, dacă vreți o dovadă despre existența lui Iisus, uitați-vă la numărul acesta perfect. Iisus este cineva. Și încheie Ioan spunând următoarele cuvinte: ceea ce am scris în cartea aceasta, am scris pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El să aveți viață veșnică. Ar mai fi multe altele de spus, dar v-am spus ce am crezut eu că e suficient, inspirat de Dumnezeu, și suficient pentru voi ca să credeți cine este Hristos și prin credința în El să aveți viață veșnică. N-am timp să trec eu printr-o analiză mai detaliată a acestei cărți, însă în dimineața aceasta vreau să vă prezint acum în introducere cele 7 minuni pe care le face Iisus în Evanghelia după Ioan, și ne întoarcem repede, după ce vi le enumăr, ne întoarcem repede la textul acesta să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin experiența acestui om. Transformarea apei în vin este prima minune, vindecarea fiului acestui nobil, a doua minune, vindecarea ologului de la Betesda, înmulțirea pâinilor, umblarea pe ape, vindecarea orbului din naștere și învierea lui Lazar. Acestea sunt minunile prezentate în Ioan ca dovadă a faptului că Iisus este Hristosul și crezând în El să avem viață veșnică. Și acum în textul nostru avem experiența acestui tată. Cornilescu traduce că a fost un slujbaș împărătesc. Alte traduceri spun că omul acesta era un nobil. Primul lucru pe care vreau să-l reținem este următorul: boala nu scutește pe nimeni. Boala nu scutește pe nimeni. Dacă v-aș pune să ridicați mâna cei care sunteți sănătoși 100%, poate că n-aș avea o mână ridicată. Toți avem. Toți avem. Și unii spuneau că cu cât înaintezi în vârstă, unele vin la pachet. Fiecare dintre noi suntem pasibili de boală, dacă nu astăzi, mâine, dacă nu mâine, poimâine. Boala nu scutește pe nimeni. Pe de o parte, este o consecință a păcatului. Dar n-aș vrea să înțelegem că orice boală este o consecință a păcatului. E adevărat că înainte de păcat știm prea puține despre condiția fizică a omului. Dar dacă v-aș spune că Dumnezeu nu e interesat atât de mult de fizic cât de suflet, poate că n-ați fi surprinși că sunteți oameni credincioși. Trupul ăsta se trece. Bolile îl bântuie. Bolile îl bagă și în mormânt. Dar trebuie să crească și să înflorească sufletul care este în noi. Când mama tână, bunica, a murit, moșul a mai supraviețuit după ea încă 13 ani. Și la un moment dat ieșea pregătit că vine bunica și după el. Și la odată când m-am întors din Brașov ca să îi văd pe părinți, și bunicul trăia atunci, zic: ce faci, moșule? Zice: eu sunt gata. Și zic: cum ești gata? Și nu mă mai ține absolut nimic. Când suntem tineri, credem că aici facem raiul pe pământ. Încercăm să strângem, să facem, să dregem, să dovedim că suntem cineva. Cu cât înaintăm în vârstă, așa ne desprindem și așa le lăsăm. De parcă nu ne vine să credem.
trecând prin experiența cu Ben și cu Cristina, cu cât ne obișnuim mai repede cu gândul morții, cu atât ne mai ușoară viața pe pământ. Într-o zi tot vom pleca. Și cu cât ne obișnuim mai repede cu ideea aceasta, ne este mai ușor pe pământ. Pentru că în noi se plantează viziunea lui Avram, Isaac, Iacov, despre care în Evrei 11 citim că ei erau străini și călători și călătoreau spre o patrie cerească. Când viziunea ta și focusul tău este luat de aici pentru acolo, toată perspectiva vieții se schimbă. Mi-aduc aminte de fratele Mihai Sârbu. Mai țineți minte pe omul acesta al lui Dumnezeu? El avea obiceiul ca la orice înmormântare să spună: familia cu tare a început să se mute acasă. Asta era obiceiul lui. Asta era obiceiul lui. Deci boala îi lăsată oarecum să tragă un semnal de alarmă în dreptul nostru. Nu acum. Dacă ne uităm la textul nostru, boala nu ține cont de poziția socială și nu poate cumpăra sănătate. Poziția noastră socială nu poate cumpăra niciun gram de sănătate. Acest tată este un anonim, nu ne este dat numele, dar devine un cunoscut datorită credinței cu care vine el înaintea lui Isus. Poziția socială nu cumpără sănătate, situația materială nu cumpără sănătate. Am cheltuit mulți bani pentru tratarea Cristinei, am trimis-o și în Japonia. Și am crezut, atunci când a venit din Japonia, am crezut că e vindecată. Așa de în formă era. Din punct de vedere al sănătății, ea ar fi trebuit să fie cea mai sănătoasă din familie. Avea o dietă înainte de boală, o dietă specială. Și nici banii nu pot să cumpere niciun gram de sănătate. Am citit mai zilele trecute o vorbă spusă de Steve Jobs. Omul acesta a murit la 56 de ani de cancer pancreatic. Și la un moment dat ar fi fost unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii. Și a rămas o vorbă de el spunând: nu vreau să fiu cunoscut ca fiind cel mai bogat om din cimitir. Da. Dar nici etnia din care ne tragem nu poate cumpăra sănătate. Unii spun că slujbașul acesta împărătesc era un slujbaș al lui Irod, alții își dau cu părerea în alte parte. Nu știm prea multe, dar dacă luăm doar partea aceasta de etnie și am zice că era din poporul Israel, n-ar fi trebuit să fie bolnav, nu? Sau să zică: Doamne, scutește-mă că-s copilul tău. Se propagă în zilele noastre o evanghelie tare ciudată, cum că dacă ești copilul lui Dumnezeu, nici boală, nici sărăcie, nici necazuri, nici nimic nu o să se lege de tine, pentru că El va porunci îngerilor Lui să te păzească și așa mai departe. Asta iară e un psalm mesianic cu legătură la Isus. Dar Mântuitorul nu ne-a promis. El n-a promis doar cerul senin. N-a promis asta. Ba dimpotrivă a spus: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci Eu am biruit lumea. Deci, boala nu scutește pe nimeni și de aceea noi trebuie să fim atenți la capitolul acesta și în același timp deschiși să vedem la ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin lucrul acesta. Iisus se afla în Cana din Galileea și un om din Capernaum a venit la El. M-am uitat de curiozitate să văd care e distanța dintre Capernaum și Cana Galilei. Undeva între 20 și 25 de mile. Pe vremea aceea, dacă omul ar fi mers pe jos, ar fi trebuit să petreacă 8 ore sau 10 ore pe drum ca să ajungă înaintea lui Isus. Fiul lui era pe moarte și în loc să stea acasă lângă fiul lui care era pe moarte, tatăl acesta, noi spunem, a făcut un pas de credință, he made a leap of faith, să meargă înaintea lui Isus cu plângerea lui și să spună: Doamne, vino la mine acasă, fiul meu este pe moarte. Și când se întâlnește cu Isus,
Iisus îi spune, du-te acasă, fiul tău trăiește. Care dintre voi, cu o durere așa de mare în suflet, ați merge drum de 8-10 ore înaintea lui Iisus și să-i spuneți, Doamne, vino până la mine acasă. Și Iisus să îți spună doar, du-te înapoi, fiul tău trăiește. Care dintre voi astăzi ați fi mulțumiți să plecați de aici doar cu un cuvânt din partea lui Hristos? Gândiți-vă foarte pragmatic la situația aceasta. Omul acesta își lasă copilul acasă în cele mai dificile momente ale vieții lui. Când un om bolnav, e bolnav, îi cam vrea pe toți în jurul lui. Și tatăl acesta ia o hotărâre drastică și zice, eu nu stau acasă lângă copilul meu, eu mă duc la Iisus. Și îi spun lui Iisus să vină la mine acasă. Și când ajunge la Iisus după 8-10 ore, Iisus îi spune, du-te înapoi, fiul tău trăiește. Cât a durat întâlnirea acestui tată cu Iisus? Poate câteva secunde. N-ați fi insistat niciunul dintre voi la Iisus să meargă cu voi acasă? De ce n-a insistat omul acesta înaintea lui Iisus să spună, păi Doamne, nu-mi trebuie un cuvânt acum. Eu te vreau pe tine și te vreau la mine acasă. Te rog frumos, vino. Și Iisus îi spune foarte simplu, du-te acasă, fiul tău trăiește. Și curios, Biblia spune că omul acesta a făcut stânga împrejur și a plecat acasă. 8 sau 10 ore frământat de o problemă, mă duc la Iisus. Oare cum o să reacționeze? Oare o să am loc la El? Oare o să mă asculte? Oare o să vină la mine acasă? Oare ce face fiul meu acasă? Cum se descurcă ceilalți de acasă cu el? Toate frământările acestea, timp de 8-10 ore. Și când ajunge în fața lui Iisus, Iisus îi spune simplu, du-te acasă. Care ați fi mulțumiți cu așa ceva? Niciunul. Mergem la doctor și vrem să ajungem la cei mai buni. Și să presupunem că am ajunge în cabinetul acelui doctor și el în loc să ne analizeze, ne-ar spune, auzi, du-te acasă. N-am chemat noi managerul de spital și să spunem, păi am făcut appointment la doctor, vrem să stăm de vorbă cu el și el îmi spune, să plec acasă? Ceva de genul acesta s-a întâmplat în viața acestui om. Și omul se întoarce acasă. Și încă 8-10 ore pe drum. Nu pauză, nu somn, nu nimic. Îl ardea ceva pe omul acesta. Și acum pe drum către casă, el merge cu un cuvânt. Doar cu un cuvânt din partea lui Iisus. Du-te acasă, fiul tău trăiește. A crezut omul acesta în momentul în care i-a spus Hristos? Poate da, poate nu. Când verifică omul dacă cuvintele lui Iisus au produs ceva în copilul lui? Când ajunge acasă. Din nou frământat omul acesta pe drum către casă. Păi eu 10 ore m-am dus după Iisus și mi-a dat doar un cuvânt și acum mă duc din nou încă 10 ore către casă. Dacă nu e adevărat ce a spus el, de ce n-o fi venit Iisus cu mine? Vreau să vă fac să gândiți și să intrați în pielea acestui om care cu o problemă mare merge înaintea lui Iisus și pleacă de la întâlnirea cu Iisus doar cu niște cuvinte, nu cu minunea vindecării, pornește doar cu câteva cuvinte. Du-te acasă, fiul tău trăiește. Dacă îmi doresc din toată inima, din întâlnirea noastră cu Iisus în locul acesta, pentru că eu cred că El este aici prin Duhul Sfânt, aș vrea să ajungem la călătoria aceasta a credinței și dacă n-am văzut minunea Lui acum, aici, să plecăm acasă cu un cuvânt din partea Lui Dumnezeu. Iisus răspunde, dacă nu vedeți semne și minuni, nu credeți? Și e o demonstrație acum de putere a cuvântului lui Iisus. Și când ajunge omul acasă, l-au întâmpinat robii lui și i-au spus, fiul tău trăiește. Și omul, primul lucru, vrea să verifice
autenticitatea minunii respective. Zice, când s-a întâmplat minunea? Zice, ieri la ceasul al șaptelea. Când a acționat cuvântul lui Iisus? Când a ajuns omul acasă sau când a plecat omul spre casă? Când a plecat spre casă, s-a dus cu un cuvânt din partea lui Iisus tot drumul, iar Iisus făcuse deja minunea la 20-25 de mile de locul întâlnirii lui cu Iisus și fiul lui acum trăia. Trăim o vreme în care, ascultați-mă bine, se încearcă din nou o umblare după semne și minuni. Eu cred în ele. Și Dumnezeul care l-am întâlnit în paginile Scripturii are toată puterea în cer și pe pământ. Cred în toate darurile Duhului lui Dumnezeu și n-aș putea să pun piedică vreunui dar. Mintea mea însă nu le pricepe pe toate. Și alții cu cap mai mare ca mine și cu înțelepciune mai mare ca mine s-au frământat ani de zile cu lucrul acesta. Vreau așa de mult să rămân la credința asta simplă și să-L iau pe Hristos pe cuvânt și să spun, Doamne, mi-ai promis, mi-ai spus să mă duc acasă cu cuvântul acesta și eu mă duc cu el acasă. Fă cuvântul acesta lucrător și roditor. Nu, acum, dacă cuvântul lui Dumnezeu este ca o sămânță, nu crește peste noapte, să aducă rod. Sămânța aceasta a cuvântului, vorba lui Pavel, noi am semănat, Apollo a udat, Dumnezeu face să crească și El crește rodul. Dar credința aceasta este o credință activă și cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt viu și lucrător, spune Scriptura. Du-te acasă, fiul tău trăiește și omul acesta a crezut cuvintele pe care i le-a spus Iisus și a pornit la drum. În Isaia 55, versetul 11, citim așa. Și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Iisus nu este indiferent de situațiile din viața noastră. El nu a vindecat pe toți bolnavii din Israel, dar și-a lăsat amprenta asupra unora. Avem impresia uneori că suntem lăsați singuri pe pământul acesta și vorba Psalmului 22, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Avem impresia uneori că ne-a părăsit Dumnezeu tocmai în mijlocul necazului, în mijlocul furtunii și în mijlocul problemelor. No, Dumnezeu e mai aproape de noi ca oricând. Când a murit Bena cu 12 ani, fratele Brânzei a fost la noi la înmormântare și printre altele mi-a dat o foaie de hârtie pe care o am în Biblia mea veche. Aia e toată ruptă, dacă aș fi venit cu ea la voi, o pierdeam pe aici. Dar în Biblia mea veche, pe pagina aceea galbenă cu linii negre, scrie așa. Când suntem la examen, profesorul tace. Când suntem la examen, profesorul face liniște. Fratele David Nicola, mă gândesc că mare parte dintre voi îl cunoașteți, spunea așa, la școală mergem, învățăm lecția ca să trecem testul. În umblarea cu Dumnezeu dăm testul ca să învățăm lecția. Dumnezeu știe în ce situație sunt eu, Dumnezeu știe în ce situație sunteți și voi, fiecare dintre voi. Deci, pe de o parte, boala nu cruță pe nimeni, dar pe de altă parte, credința pe care o avem în Hristos trebuie să ne liniștească, că El știe prin ce trecem. Și ca noi să nu gustăm durerea, boala și necazul doar de unii singuri, a îngăduit ca fiul lui să vină pe pământul acesta și să sufere. Și Apostolul Pavel spune, a suferit
crucea. El singurul fără de păcat a murit pentru cei păcătoși, ca noi să avem viață veșnică. Dumnezeu știa și prin ce trebuia să treacă Hristos. Dumnezeu știe prin ce trebuie să trec eu și prin ce treci tu astăzi. Dar aș vrea să vă provoc să luați inițiativa de a vă duce problema înaintea lui Iisus. S-ar fi produs minunia în viața acestui om și a fiului lui dacă omul rămânea acasă? Nu. El trebuia să-și ducă problema înaintea lui Iisus. Am fost întrebat mai de curând, dacă Dumnezeu știe tot prin ce trecem și dacă Dumnezeu știe și ce e în sufletul nostru, de ce trebuie să ne mai rugăm? Și apropo, noi de ce ne rugăm? Dacă l-ar lua ceva prin surprindere pe Dumnezeu, am avea o problemă de teologie foarte, foarte serioasă. Ar însemna că Dumnezeu nu este omniscient sau că le cunoaște pe toate. Dacă am crede că Dumnezeu nu poate face ceva, am avea probleme cu unul din atributele absolute ale lui Dumnezeu și anume cu atotputernicia Lui. Nimic nu le-a prins surprindere pe Dumnezeu și totuși noi de ce ne rugăm? V-ați gândit vreodată că rugăciunea nu-i pentru El, ci pentru noi? Rugăciunea nu-i informativă pentru Dumnezeu, ci e conștientă și voluntară pentru mintea noastră. Noi trebuie să declarăm cu gura noastră ce avem nevoie, ca să recunoaștem uneori și să facem diferența între ce avem nevoie și ce vrem. Dar rugăciunea nu e atât de mult pentru Dumnezeu cât e pentru noi. Când mergem în rugăciune, noi îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, uite, eu așa mă văd, asta sunt eu. Crezi că El nu te știe? Te știe mai bine. Și vorba lui David în Psalmul 139, tu mă cercetezi pe dinapoi, pe din afară și pe dinăuntru. Și înainte să-mi iese cuvântul pe gură, tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Deci Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunea noastră ca noi să-L informăm prin ce trecem noi. El știe. Noi trebuie să ne rugăm to acknowledge. Noi să conștientizăm pentru noi înșine, da, Doamne, uite, așa văd lucrurile. Ai o soluție? Ai o soluție? Vreau să vă provoc să duceți nevoile și necazurile voastre în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și luați inițiativa aceasta. Pentru că minunea se întâmplă acolo când există o întâlnire între nevoia mea și atotputernicul Dumnezeu. Nu acum. Au fost mulți bolnavi în Israel și Iisus nu i-a vindecat pe toți. Fiul meu cel mai mare trece prin niște situații mai delicate acum, după înmormântarea Cristinei. Se confruntă cu un stres emoțional maxim, trece prin leșinuri spontane, a renunțat la unele clase de școală, iar în același timp e conștient că el nu poate face nimic la capitolul acesta. Dar m-a întrebat în felul următor, tata, tu ești omul lui Dumnezeu de atâta vreme, predici, te-ai rugat pentru atâția, în dreptul unora Dumnezeu a făcut minunea și i-a vindecat. De ce n-a făcut Dumnezeu nimic în dreptul lui mama? Pentru că sunt alții cu cancer care o duc mai mult de un an de zile și mama a dus-o numai un an de zile. De ce? Și am spus, Filip, dragă, eu n-am un răspuns pentru tine la capitolul acesta, aș vrea să știu și eu de ce în dreptul nostru. De ce în dreptul nostru? Și tati, parcă cu cât îl slujești pe Domnul mai mult, parcă e tot mai greu. De ce? Și n-am un răspuns pentru el. Pentru că la așa ceva nu poți răspunde matematic. Am făcut aia și de aceea ni se întâmplă asta, asta e rezultatul. Nu, nu, nu.
La mine au venit, la o lună de zile după înmormântarea Cristinei, au venit un val cu o grămadă de întrebări. Și cred că vorbeam cu Toge odată la telefon și îi spuneam problema asta a mea. Și m-am întrebat dacă ar fi făcut chimioterapie. Dacă n-ar fi făcut biopsia. Dacă n-ar fi făcut nu știu ce, dacă n-ar fi făcut nu știu ce. Și Paul zice, zice, tata, tu știi că mama a fost ok cu deciziile ei. Și mama a fost liniștită în tot ce a făcut. Zice, de ce te tulburi tu acum? Și zic, ai dreptate, Paul, e nejustificată tulburarea mea, dar omenește vorbind, am o grămadă de întrebări la care... Dacă aș fi luat altă cale, dacă aș fi făcut altceva, și cu dacă ăsta nu progresezi. Și i-am spus Domnului atunci, Doamne, povara pe sufletul meu și învinovățirea așa de mare, ia-o Tu. Și la un moment dat în adunare a venit Filip și mi-a zis, zice, tati, vreau să spun bisericii prin ce trec. Și probabil unii dintre voi ați auzit mărturia lui. Trecea prin niște perioade foarte grele de depresie. Doctorii i-au dat ceva medicamente, i-au agravat situația. Gânduri de sinucidere, vise urâte, tot felul de minuni. Și uitându-mă în viața mea, parcă sunt țintă la ceva. Unii mă văd tare. Eu mă văd tare moale. Dar rugăciunea mea s-a schimbat. Și uitându-mă de la evenimentul acesta încoace, și poate veți spune, ce s-a întâmplat la tine ca pastor de atâția ani? Nu că nu mă rugam. Dar rugăciunea mea a devenit viața mea acum. S-a transformat rugăciunea mea ocazională pentru dimineața, la mea, seara, masă, prieteni, oameni din adunare. S-a transformat într-o viață de rugăciune. Conduc mult în slujba pe care o fac pe lângă pastorat. Nu m-am rugat niciodată cât mă rog acum. Și așa de frumoasă viața asta cu Iisus. Să fii doar tu cu El în mașină. Și să vorbești cu El ca și cu tata. Să vorbești cu El ca și cu mama. Să vorbești cu El ca și cu cel mai bun prieten al tău. Și El niciodată să nu te dezamăgească. Întotdeauna să crezi că El are tot timpul din univers pentru tine. Și că e acolo cu tine. Ca să-ți ofere mângâiere, pace și sprijin. De aceea eu cred că omul acesta e o lecție pentru noi în umblarea cu Domnul pe cale. Pentru că în umblarea cu Domnul noi trebuie să luăm inițiativa. Nu că El nu știe prin ce trecem. Dar noi să luăm inițiativa să mergem înaintea Lui și să-I spunem, uite, Doamne, uite prin ce trec. Uite care-i povara mea. Doamne, eu vreau să vii la mine acasă. Dar dacă n-ai timp să vii la mine acasă, dă-mi un cuvânt și îmi va fi suficient. Știți dumneavoastră că orice lucru bun se obține prin sacrificiu. Există un sacrificiu. Dacă omul acesta n-ar fi fost dispus să parcurgă calea aceasta a credinței de 80 ore, poate n-ar fi avut parte de miracolul pe care l-a întâlnit când a ajuns acasă. Dar orice lucru bun se obține printr-un oarecare sacrificiu. Și Mântuitorul a spus, există un preț al uceniciei, există un preț al credinței. Nu i-a fost ușor acestui tată să ceară ajutorul lui Iisus. Țineți cont, statutul lui social, situația lui financiară, etnia lui, îl ridica la nivel de om mândru. Și totuși când ajunge în fața lui Iisus, Hristos îi spune doar atât, Doamne, vino la mine acasă, fiul meu este bolnav. Și Iisus îi spune, du-te acasă că fiul tău trăiește.
Și omul acesta pleacă doar cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Pentru Iisus distanța n-ar fi fost o problemă. Dar se pare că pentru noi astăzi e un impediment tare mare. Am întâlnit oameni care aleg să nu mai meargă la biserică pentru că distanța de acasă până la biserică e prea lungă. COVID-ul a schimbat fața întregii societăți. Noi ne adunăm într-o biserică americană în Dallas și în pandemie biserica americană oricum era destul de micuță, a rămas mai mică și până la urmă au spus că ne-o dau nouă ca să avem grijă de proprietatea respectivă. Dar biserici mari s-au confruntat cu o problemă ca niciodată. S-au înjumătățit unele dintre ele pentru că oamenii s-au obișnuit să rămână acasă. Eu sunt pentru social media și pentru a transmite serviciile bisericilor pe internet. Dar asta n-ar trebui să fie o scuză pentru credincioșii noștri să nu mai meargă la biserică. Avem nevoie de părtășia dintre noi, avem nevoie să ne vedem unii pe alții, avem nevoie să dăm mâna unii cu alții, avem nevoie ca să ne spunem durerile unii la alții. Avem nevoie unii de alții și, dragii mei, în cultura de astăzi și în vremurile pe care le trăim, dați-mi voie să spun că ce are Hristos mai valoros pe pământul acesta este biserica. Și El va veni după biserica Lui. Dar orice lucru bun se face cu sacrificiu. Omul acesta merge 80 ore ca să se întâlnească cu Iisus. Niciunul dintre noi nu locuim așa departe ca să mergem la biserică. Vă provoc să iubiți casa lui Dumnezeu. Să iubiți părtășia cu frații, pentru că e un loc special pe care noi l-am pus înaintea lui Dumnezeu pentru închinare. Și există acum și o răsplată a credinței. Zice Biblia că pe când a ajuns omul acesta acasă, a primit vestea că fiul lui era deja sănătos și minunea se întâmplase în momentul în care el a vorbit cu Hristos. Și se încheie așa de frumos pasajul acesta spunând: și a crezut el și toată casa lui. Sunt convins că fiecare dintre voi aveți pe cineva în familie necredincios. Sau unii care au umblat cu Domnul o bucată de vreme și acum nu mai umblă cu Domnul. Călătoria credinței a acestui om are efect asupra întregii lui familii. Zice Biblia că atunci când a ajuns acasă și a povestit întâlnirea lui cu Iisus și s-a văzut minunea făcută în casa lor, și a crezut el și toată casa lui. Așa vreau din toată inima ca fiecare familie din adunare să fie mântuită. Bunici, părinți, copii și toți ce or fi acolo în casă. Mântuirea lui Hristos să pătrundă în casele voastre. Dar ca să se producă minunea aceasta, trebuie să existe o călătorie a credinței. Cât ești dispus să sacrifici pentru a te întâlni cu Hristos? Și ce te doare ca să te motiveze să te duci să te întâlnești cu Iisus Hristos? Dacă este cineva în adunare astăzi și încă nu e împăcat cu Hristos, n-ai vrea să pleci de aici cu cuvânt din partea Lui? Și ți-aș spune eu ce cuvânt are Dumnezeu pentru tine? Că Dumnezeu te iubește și că Fiul Lui a murit și pentru păcatele tale. Ia cuvântul acesta și crede-l din toată inima ta și pe baza acestui cuvânt, El va face minuni în viața ta. Iar dacă ești aici, ai obosit umblând cu Domnul, dragii mei, nu vă lăsați de Domnul. Nu vă lăsați de El. Viața cu Iisus Hristos este o viață frumoasă. Aveam 15 ani când am ridicat și eu mâna că îmi predau viața lui Iisus Hristos și unii din prietenii mei mi-au spus că mi-am ratat fericirea vieții. Vreau să vă spun că a fost cea mai bună alegere a vieții mele. Și aventura pe care am pornit-o de la vârsta de 15 ani m-a dus la vârsta de 50 și ceva de ani acum. Și uitându-mă în urmă, a fost doar harul lui și îndurarea lui. Da, am trecut prin multe, dar am cuvântul lui. Cuvânt care mi este suficient. Cuvânt care are toată puterea. Și m-am legat de Dumnezeu prin promisiunile lui.
și cred ce mi-a promis El. Sunt ca un copil în încrederea pe care o are în tatălui atunci când tatălui îi promite un lucru. Și dacă a împlinit până acum ce a promis, sunt convins că va împlini și ce urmează de acum încolo. Rămâneți în cuvântul Domnului. Rămâneți în credință. Amin. Și oricare ar fi prețul, se merită, pentru că noi suntem străini și călători și într-o zi vom ajunge acasă. O, ce bucurie mare va fi când l-o vedea pe Hristos. Și cerul trebuie să-mi fie și mie și vouă drag datorită lui Hristos în primul rând. Dar Hristos a promis că împreună cu El o să vină toți cei ce au adormit în Hristos, adică toți cei care s-au mutat cândva acasă înaintea noastră. Trăiesc cu speranța că într-o zi trâmbița va suna și în dreptul meu. Și m-o muta de pe pământul acesta în locul pe care Hristos mi l-a pregătit. În ideea că El ce a spus va împlini, trăiesc ziua de azi, trăiesc ziua de mâine și câte zile îmi dă El. Și vreau să fiu o mărturie pentru El, că și din cioburi El poate face vase de slujire. Și din cioburi El poate face o viață nouă. Nu știu în ce stadiu al vieții sunteți voi. Nu știu exact cu ce vă confruntați, nu știu bolile voastre, nu știu suferințele voastre. Dar am venit astăzi cu drag la voi ca să împărtășesc din viața mea și nu doar atât, din puterea Scripturii. Și să vă leg încă o dată în dimineața aceasta de cuvântul lui Dumnezeu. Vă las cu harul și pacea Lui și cu un cuvânt din partea lui Hristos. Și chiar dacă El nu-L vedem fizic, avem cuvântul Lui, cuvânt care este viu și lucrător. Și încă o dată, dacă nu ești împăcat cu Hristos, roagă-L astăzi să intre în inima ta și El o va face. Iar dacă ești credinciosul Lui, nu obosi pe cale. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu rămânerea în Scriptură și prin Duhul Lui Cel Sfânt să ne învețe să trăim o viață curată și de mărturie. Amin. Amin.